Noi avem o problemă cu învățământul superior. Lipsa de evaluare, și am discutat mai devreme despre aracism. Fac din educație și formare profesională locul unde nimeni nu dă socoteală de nimic. În spitale se mai moare și mai trebuie să dea socoteală medicii. Din lipsă de educație nu se moare. Slavă Domnului, se culeg căpșuni în Spania. Și atunci, lipsa unui control. Bacalaureatul ne-a arătat anul trecut, că și asta ar trebui discutat, ce dramatic a fost minciuna și ipocrizia în preuniversitar, când a coborât de la 85% la 45%. Și eu care știu sistemul, vreau să spun că în realitate nu știu dacă era mai mult de 30-35%, pentru că nu s-a mers. Și aș vrea să revenim, că ăsta era un subiect separat cu bacalaureatul. Dar până atunci, uite, să vă spun de ce cred că va fi undeva scenariu mediu de care ați pomenit. Acum, dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine ce presiune au fost să fie schimbat ministrul Funeriu când a început să intre. Inclusiv din interiorul PDL-ului. Inclusiv din... Dar nu erau, ăștia erau niște oameni, erau vârfurile, eu vorbesc din sistem, că sistemul, acolo, oamenii puternici din sistem au încercat. Ei, oamenii ăia, și-au găsit la vremea respectivă agenții ai conservării în oameni de la PSD, PNL și, într-adevăr, unii de la PDL. Acum PSD-ul și PNL-ul are guvernarea în mână. Ce vă face să credeți că oamenii ăștia, care atunci s-au luptat atât de mult și s-au opus, acum nu vin și spun, bun, noi v-am sprijinit, uitați, ați la guvernare. Tentația în educație este salarii cât mai mari, control cât mai puțin sau deloc. Să nu dăm socoteală de banii pe care îi primim. Exact. Bun. Dar în același timp, la ieșire, rezultatele sunt cele care ne le arată testele PISA. Pe ultimul loc sau pe ultimele locuri din punct de vedere... Dom'le, a fost un moment crucial, un moment al adevărului cutremurător, să ne scoată toate agențiile astea internaționale pe ultimul loc, așa cum noi eram, vai de mama noastră, ultimii din Europa. Bun, ăsta e un aspect. Al doilea aspect, până la urmă, e piața muncii la mijloc, care are un filtru de ultimă instanță, un evaluator al sistemelor de educație și formare de ultimă instanță, că dacă diplomele universitare nu mai au căutare în piața muncii, că nu reprezintă nimic, bun, dar știți cum se manifestă? Indiferent câți vor lua bacul în vara asta, întrebarea este cât se mai duc la facultate, acum că statul a ieșit ca principal angajator din piața muncii și angajator care putea să-i fluturi pe la nas o diplomă, ce angajează? Mă știi angajat, unul interesant. Da, la bun. Privat cu totul altceva, la un privat nu mai trebuie să dai o probă de lucru, trebuie să faci un interviu, trebuie să... Iar dacă vii cu diplomă de la nu știu ce universități, să strâmbă din azi din start. Pardon, nu angajezi de la Universitatea Cutare. Deci, dincolo, de asta vreau să fiu puțin optimist. Când afară de filtrele oficiale, rolul pe care a jucat statul în calitate de garant al legalității și calității serviciilor și bunurilor, mai e și piața în spate, un al doilea garant.